Profesori din toate colțurile țării au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Protestului din această dimineață din capitală i s-au alăturat peste 150 de dascăl constanțeni, cu toții cer același lucru. Pentru binele societății românești am cerut alocarea 6% din PIB pentru educație. Am cerut modificarea legii educației naționale în sensul de a ne relua drepturi care au fost pierdute prin legea numărul 1, prin adoptarea legii numărul 1, legea educației naționale din 2011. Cerem depolitizarea sistemului de învățământ, cerem un sistem de salarizare motivant pentru toată lumea, începând cu îngrijitoarele, cu femeile de serviciu, bibliotecari și ajungând până la profesori. Cerem debirocratizarea sistemului de învățământ și cerem în general o atenție cu adevărat prioritar pentru acest sistem. Consiliul Elevilor din Constanța susține doleanțele dascălilor. Ne declarăm solidar cu profesorii, deoarece revendicările noastre sunt comune. Vorbim în principal de alocarea de 6% din PIB pentru educație și de asemenea alte revendicări pe care le mai avem și noi și cu profesorii, cum ar fi schimbarea curriculei, astfel încât să se pună accentul pe formarea de competențe și nu de înmagazinarea de cunoștințe. Un profesor debutant nu câștigă mai mult de 700-800 de lei lunar, iar unul cu 25 de ani vechime și toate gradele didactice luate abia ajunge la salariul de 2000 de lei.